Părerea Alinei Gorghiu ca om. România ar trebui să se unească cu Republica Moldova, nu ca politician, repet, ca om. Și dacă da, în ce condiții credeți că ar trebui consultați sub o formă sau alta românii cu privire la acest subiect? Trebuie consultați în primul rând cei din Republica Moldova, pentru că este opțiunea lor cu prioritate, însă dacă întrebați omul sau un politic, nu fac diferența, mi-aș dori să văd un parcurs comun în Uniunea Europeană. Trec printr-un moment cheie și o felicit pe Maia Sandu care a reușit să obțină rezultatul acesta în primul tur și trag nădejde că toți vor înțelege că trebuie să mizeze pe un parcurs european și să o voteze în turul al doilea pe Maia Sandu. Și nu înțelegeți greșit răspunsul meu, pentru că am sânge de basarabean în vene și știu ce înseamnă nevoile și durerea de acolo și lipsa de multe ori de sprijin atunci când vine vorba de reforme și de un drum pe care și l-au ales, dar drumul trebuie să și-l aleagă ei. Numiți rău cel mic, Victor Ponta sau Liviu Dragnea? Și argumentați. Nu există rău mic la PSD și nu vreau să personalizez. E vorba despre un partid nereformat care înseamnă rău pentru România. Pentru mine este un adversar politic cu care eu pot să gestionez lucrurile în limite legale, în limite de bun simț, ceea ce dânsii nu fac, pentru că, în general, campania din partea PSD-ului este una de mitocănii, de mârlănii, de denigrare, că așa știu dânsii să facă campanie. De altfel, tot așa au și pierdut în alegeri, pentru că au depășit o limită pe care românii pot să o suporte. Însă răul cel mare este PSD-ul pentru România, după calculele oamenilor care vor o țară normală. Nuanțați puțin ideea de demisie în caz de eșec pe 11 decembrie, dacă nu veți face guvernul, veți pleca de la șefia PNL-ului, veți face un pas înapoi și din politică, ar trebui ca la acest demers să se mai ralieze și alți lideri din PNL? Întotdeauna, după alegeri, sunt două variante, n-ai mai multe. Te joci cu două variante. Ai varianta câștigului, asta înseamnă intrarea la guvernarea Partidului Național Liberal în centrul unei guvernări și atunci toată lumea te felicită și ești eroul zilei, și varianta în care nu ajungi la guvernare, chiar dacă ai un scor foarte mare, poți să rămâi în opoziție și atunci calea demisiei este singura de bun simț și e o variantă pe care nu văd cum poate să comenteze cineva. Însă eu îmi pun toate cărțile în acest moment pe cartea victoriei și pe un rezultat cu care PNL-ul să se fălească la sfârșit de an și cu care să ducă în spate responsabilitatea guvernării. Considerați că demersul lui Klaus Iohannis de a arunca în spațiu public, să spunem, ideea de toleranță față de căsătoriile netradiționale a fost o gafă politică a domniei sale care a afectat și PNL-ul? Și care este viziunea noastră față de acest subiect? Președintele Iohannis nu s-a. Trebuie să fim corecți și să dăm răspunsul domniei sale corect. A spus că trebuie să fim toleranți cu orice minoritate și a invocat faptul că este minoritar religios, domnia sa și etnic. N-a vorbit despre căsătorii, n-a vorbit despre altceva, ci despre ideea de toleranță în fața unei minorități. Dar asta spune Constituția României. N-a făcut decât să aibă o poziție în conformitate cu Constituția României, care spune că avem obligația să tratăm cu drepturi egale cetățenii, indiferent de rasă, de religie, de orientare sexuală, de etnie, ceea ce face și Partidul Național Liberal. Avem o legislație în acest moment care completează Constituția, Codul Civil, care spune că avem o căsătoria tradițională este văzută între un bărbat și o femeie, motiv pentru care susținem acest parteneriat, însă vă spun că e nevoie de forme de protecție juridică pentru toate minoritățile, indiferent despre ce minoritate vorbim, pentru că ăsta este un stat de drept. Aveți un băiețel, Noa, să vă trăiască. Știu Mulțumesc! că e prematur să vorbim despre așa ceva, dar ca orice părinte îi previzionați un viitor în viață. Și întrebarea mea ar fi dacă în momentul de față vedeți că acel viitor ar putea fi în România sau într-o altă țară din lume. Pot să vă răspund după 11 decembrie? Mi-aș Puteți să-mi dori răspundeți și atunci, dar aș prefera și acum. mi-aș dori tare mult să văd un
Noe crescut în România, școlit în România, cu un job și cu o familie în România, însă este ușor de vreme și am să vă spun de ce, pentru că abia ieri am început diversificarea, deci e prematur, însă categoric depinde și de mine dacă copilul meu va rămâne sau nu în țară. Depinde și de partidul meu, de felul în care va gestiona frâiele țării, pentru că un copil sau un adolescent sau un tânăr absolvent de facultate va rămâne sau va reveni în România doar dacă are perspectiva viitorului, perspectiva carierei în România, perspectiva unui loc de muncă bine plătit, ceea ce nu prea se întâmplă în momentul acesta. De aia, uitați-vă Bine, cam am să vă care. opresc timpul și am să vă provoc să continuăm întrebarea foarte scurt, în sensul că, mergând pe scenariul că rămâneți în țară, l-ați sfătuit să intre în politica românească? Nu, exclus, nu? Nu l-aș sfătui, dar la cum se întâmplă într-o familie, copilul luând de multe ori modelul părinților, nu exclud varianta asta. Mi-aș dori mai tare să fie tehnocrat ca taicăsu. Nu știu cum va fi până la urmă. Vă doresc succes pentru acest examen de pe 11 decembrie și, la fel, legat de toate celelalte subiecte și proiecte. Vă așteptăm cu drag după 11 decembrie, dar poate și înainte dacă găsim subiecte comune și Mulțumesc tare mult de suntem invitație. aproape de dumneavoastră și cu ochii pe dumneavoastră. Mulțumesc din suflet.